Depinde de la om la om, sigur. Un răspuns ar putea să fie că nu durează o clipă doar să-l primești, în sensul în care dacă te-ai izmerit, în clipa în care te-ai izmerit, a și venit. Deci, acum, atunci întrebarea ar fi cât durează până înveți să te zmerești. Nu, asta iarăși depinde de la om la om. Timpul nostru, după ziceți, nu e tot una cu timpul cronologic sau timpul subiectiv al psihicului uman sau timpul istoric sau timpul ceasorângelor, nu e. E altceva. Sunt situații când poți de pildă să stagneze, să fie înghețat timpul duhovnicesc și 15 ani, 20 de ani, în care nu se întâmplă absolut nimic. Ești tot așa cum ești și încă poate să pare că ești tot mai rău. Și la un moment dat, brusc, se întâmplă un salt. Și în câteva zile se întâmplă ceea ce nu s-a întâmplat 15 sau 20 de ani. Dumnezeu știe cu fiecare cum lucrează. Iar din altă perspectivă, referitor la har, adică har în sensul unei prezențe chiar abundente a harului, adică un har mare, experiența unui har mare, spune Sfântul Siloan așa, că zice, se referă la nevoitor, la cei care chiar urmează lui Hristos, zice că la unii Dumnezeu le dă foarte repede harul. De exemplu, Sfântul Siloan, după câteva săptămâni, a primit rugăciunea neîncetată, harisma rugăciunii, după câteva săptămâni numai, Sfântul Siloan. La alții zice că se dă pe la mijlocul vieții, după 15-20 de ani de nevoință, la alții se dă numai la sfârșit, cu puțin înainte de moarte. Și zice ca să nu mai apuce să-l piardă. Că Dumnezeu știe cu fiecare ce-i mai bine pentru fiecare.